Iubirea mea, eu multă vreme nu ți-am spus că te iubesc ca un nebun. Zilele se risipesc acum, când tu nu ești, nici eu nu sunt. Și ce n-aș da să pot da timpul înapoi, să nu greșesc din nou, să nu ne pierd pe noi. Iubirea vieții o plâng în noapte, când am știut să o țin aproape. Crede-mă, te-am vrut o viață alături. Crede-mă, în orice vis îți văd ochii. Crede-mă, te voi aștepta. Nu pot să cred ce am făcut. Am ucis-o pe Victorie! Păi, pe baza raportului de expertiză balistică, Victoria a fost împușcată cu pistolul care era în mâna ta. Repet întrebarea, Eduard. De unde ai luat pistolul? Dar nu este pistolul meu, Sergiu! Știi că nu aș fi în stare de așa ceva. Tu mă cunoști foarte bine și știi cât am iubit-o pe Victoria și cât am suferit că nu pot să fiu cu ea. Da, atât de mult ai iubit-o încât ai fost în stare să o puști. Ala, bărbat. Sergiu, suntem prieteni de o viață. De ce nu mă crezi? E doar eu te cred. Dar arma ce a fost descărcată în mâna ta, aveai praf de pușcă în palmă. E imposibil așa ceva, nu am tras în viața mea cu un pistol. Nici nu știu cum se trage cu el. Ascultă, Edo, eu o să fac tot posibilul să te scot de aici. Dar deocamdată nu poți face nimic, toată vina e împotriva ta. Te-ai certat cu Victoria și te-a supărat ceva? Da, ne-am certat, dar nu mai țin minte, atâta țin minte că i-am zis că o iubesc și... Vorbești prostii, nu vezi cum arăți? Ce să vorbesc cu un bețiv? Cuvintele tale sunt nefondate. Mă mir că soția ta, Victoria, te-a suportat atâția ani. Mi-am amintit. Erau acolo Veronica cu Felix. Veronica și Felix? Acasă la Victoria? Din câte știu eu, nu eram în relații tocmai bune. Asta, eu nu știu. Eram beat și nu mi-amintesc nimic. Trebuie să interogăm și pe ei. Și pe menajera acasă, Maria. Trebuie doar să ai încredere în mine, Eduard. O să te scot de aici. Așa deci, pe bunul tău prieten care a ucis-o pe Victoria, vrei să-l scoți de la închisoare. Dar pe fratele tău vrei să-ți închizi. Chiar nu te mai înțeleg, Sergiu. Alexa, nu e aceeași situație și tu știi asta. Normal că nu e. Orleanu și Laura au scăpat cu viață, pe când Victoria nu. Unul ca Răzvan vrei să-l ții la închisoare, pentru că așa vrei tu. Iar pe unul ca Edward vrei să-l eliberezi. Nu te înțeleg, Alexa. De ce ești împotriva lui Sergiu? Eu nu sunt împotriva nimănui. Vreau doar să fiu corectă. Atât. Dacă Răzvan va fi găsit vinovat, nu are decât să-și ducă la bun sfârșit pedeapsa. Iar dacă Edward va fi găsit nevinovat, foarte bine. Presupun că dacă tot ești aici, ai bine să fii avocatul lui Edward, nu? Greșești, Sergiu. Voi dovedi că acest om a ucis-o pe prietena mea, deoarece era beat și nu a gândit limpede. Alexa, am iubit-o pe Victoria, deși ne-am certat de multe ori, nu aș fi putut să-i fac una ca asta niciodată. Deși mă surprinde că ești așa cu mine. Cândva mai demult eram prieteni buni. Dar se pare că prieteniile se uită. Dragul meu, Eduard, nu există prieteni adevărați. Toată lumea e pe interes. Nu e adevărat, Alex. Eu cu Eduard ne cunoaștem încă de la grădiniță. Și nu pot să uit o asemenea prietenie, ai înțeles? Îl înțeleg acum pentru că e turburat și pentru că nu știe ce se petrece. Până la urmă, soția lui a murit. Tu nu ai ce să înțelegi, Alexa. Pentru că nu știi să iubești. Gata, stop! Mai vorbim. Oprește-te, Veronica.
Să ne grăbim, Felix, să vedem ce vrea domnul comisar. Veronica, stai, este ceva ce nu ți-am spus. Poftim, ce anume? Despre Victoria. A murit, ce vrei să mai vorbim despre ea? Vom rezolva cu formalitățile, azi, mâine, poi mâine, și apoi ne vom muta în casa ei. Tocmai despre asta vreau să vorbim. Știi, eu nu vreau să mă întorc în casa aceea, eu nu pot. Cum adică nu poți? Ce te apucă din nou? Hai să vorbim cu poliția și vedem după. Bine, fie cum vrei tu, că mereu este cum vrei tu. Știi ceva? Nu ura la mine acum, bine? Eu îmi fac griji pentru ceva mult mai important. Ce facem dacă, nu știu, dacă cumva Edward spune totul poliției? Totul ce? Totul despre Denis? Nu cred că va spune absolut nimic. Chiar sper, pentru că dacă nu, știi foarte bine cine așteaptă. Te rog să te liniștești, Veronica. Adună-te. E atât de greu, Felix. A fost sora mea și nu am fost în relații tocmai bune, dar... Să fie împușcată de Edward e foarte tragic așa ceva. Da, într-adevăr, e foarte tragic ce s-a întâmplat și condoleanțe, Veronica. Aș putea să o văd, măcar pentru ultima dată. Nu cred că e o idee prea bună. În starea care ești... Dar eu vreau să o văd. Înțelegeți-mă, vă rog. Bine, voi vorbi cu Tudor să vă ducă până la morgă. Dar până atunci aș dori să vorbim câteva lucruri. Și tu crezi că în starea asta îți voi putea răspunde? Hai să o lăsăm pe altă zi. Te înțeleg, Veronica. Dar trebuie să știu de ce ați mers ieri la Victoria. Mai ales știind că voi nu sunteți în relații tocmai bune. Aș vrea să răspundă Felix. Aș vrea să răspund eu. Dar Felix ce are, nu poate vorbi? Voi vorbi cu Tudor să te conducă până la morgă atunci. Tudor, te rog să o conduci pe Veronica până la morgă. Vrea să o vadă pe Victoria. Da, bine atunci. Mulțumesc, Sergio. Du-te, te rog. Tudor e în salon. Tu cum ești, Felix? Să nu uităm că totuși Victoria a fost soția ta înaintea lui Edward. Cum crezi că aș putea fi, Sergiu? Rău. De multe ori, crede-mă, mai bine tac. Nu, chiar te rog, zi-mi ce vrei să spui. De multe ori mi-a părut rău că Victoria a ajuns pe mâinile unui bețiv. Te rog, hai să nu analizăm situația, da? Știi și tu bine că nici tu, nici Edward nu ați fost ușa de biserică. Păi înșelat-o cu Veronica. Iar Edward și-a găsit bucuria în băutură. Bine, nu mai spun nimic. Oricum, priși ce s-a întâmplat. Și cu viața asta, Victoria? Ce ți-am făcut? Cu aceste mâini ar fi trebuit să te protejez, să te înțeleg, să-ți fiu alături. Dar nu.
Eu te-am împușcat. Și nu-mi amintesc nimic. Nu vorbi prostie, Eduard. Ce cauți în care dispar? Vezi ce-ai făcut, prostule? Vezi? O vezi? Să nu uiți vreodată această față. Fața surorii mele. Fără suflare, imbecilule! Nu mă jigni, Veronica. Știu că suferi, dar sufăr și eu. Suferi pe naiba, nemernicule! Mereu după Victoria nu vei să trăiești. Ce-i cu această iubire falsă? Amândoi știm că o urai pe Victoria. Nu juca aici acest teatru ieftin, fiindcă la mine nu funcționează. Ești nebun. Meriți să fii intrenat la un ospiciu și te asigur voi face tot posibil să ajungi acolo. Eu nu plec nicăieri, Veronica. Voi ieși de aici și îl voi lua pe fiul meu cu mine. Fiul meu, Denis, va locui cu mine și vom merge împreună la mormântul Victoriei. Doar Denis și eu. Cred că gândești prea mult, Eduard. Vei sta mulți ani aici. Ce se întâmplă aici? Eduard, cum ai ajuns aici? Acest om a omorât tot pe sora mea. Voi face tot posibilul să rămână în închisoare. Vei putrezi la închisoare! Intrăm, Veronica. Ce s-a întâmplat aici? Ce ți-a zis Veronica? Nu mă simt bine, Sergiu. Brusc mă lovește o durere de cap. Dă-mă de aici, te rog. Rămâi cu bine, Victoria. Eu nu merit să trăiesc. O sunt un om. De ce spui asta, Eduard? Și unde vrei să pleci? Victoria, tu trăiești! Și eu că n-ai murit! De ce, Eduard? De ce ai spus adevărul despre Denis atâția ani? Pentru că am fost un laș. Îți promit că vom recupera timpul pierdut împreună. Și nu o să mai beau. Prea târziu, Eduard. Prea târziu. De ce stai întinsă pe masa asta? Hai să plecăm, Victoria! Fii bărbat, Eduard, măcar o dată. Și ferește-te de Veronica. Eduard! Eduard, ce ai pățit? Ai văzut? Victoria mi-a vorbit! Poftim? Cum adică să vorbească? Victoria a murit chiar aici, în fața ta! Acum a vorbit cu mine! Nu ai văzut? Eduard, revină, să rog, hai să mergem! Bine, să mergem, dar înainte aș dori să te întreb cine era bărbatul acela cu barbă lângă Veronica? Cum adică cine era? Era Felix, soțul ei! Ce puțin, Eduard? Felix? Ah, da, mi-amintesc.
Bine, văd că ești tare tulburat. Du-te și întinde-te până te chemăm din nou pentru alte declarații. Iartă-mă, Sergiu. Nu știu ce e cu mine. Când va fi înmormântarea? Peste 2 zile. Voi putea veni și eu? În situația asta nu. Îmi pare foarte rău. Hai să mergem. Intră, Maria. Ia un loc. Mă scuzați, domnule Condorache. Nu am reușit să-mi revin după ce s-a întâmplat. Te înțeleg. Povestește-mi, te rog, ce ai văzut. Trebuie să scriu un raport. Cum v-am zis aseară, am fost plecată. Câteva zile. Aseară, când m-am întors, am găsit ușa deschisă. Am intrat, am aprins lumina. Adică lumina era stinsă în salon? Da. Când am aprins lumina, i-am văzut pe cei doi. În acel moment am auzit de pe stradă o mașină care a pornit de pe loc. Am fugit afară să văd, dar... Din fața casei Victoriei? Da. Și n-ai văzut cumva numărul de matriculare? Numărul nu l-am văzut. Știți, era după gard și am probleme cu vederea. Mulțumesc, dar totuși, măcar culoarea? Neagră. Era o mașină de culoare neagră. Bine, Maria. Dacă ți-amintești orice ce ne-ar putea ajuta în situația asta, te rog să mă suni. Bine, domnule Sergiu. Poți pleca. Nu știu ce voi face de acum încolo. Acum că doamna Victoria a murit, presupun că trebuie să plec de acolo. Îmi pare foarte rău, Maria. Dacă știți pe cineva care are nevoie de o menajeră, vă rog să mă contactați. La revedere, domnule Condorache. La revedere, Maria. Bună, Maria! Haideți înăuntru! Aș vrea să verific niște lucruri prin salonul ăsta. Bine, desigur. Faceți-vă treaba. Ai zis că ai găsit lumina stinsă, nu? Pot să verific și siguranțele? Da, desigur. Sunt afară, lângă intrare. Camerele de filmare de pe stradă au fost toate verificate. Nu s-a găsit nicio mașină neagră despre care ai povestit lui Sergiu la poliție. A umblat cumva cineva la înregistrările de la camera de filmare? Din câte știu eu, nu a fost nimeni în casă. Puteți verifica dacă vreți. Asta o să fac. Ai observat cumva că în după masa asta nu ne-am certat absolut deloc? Și crezi că ar trebui să bifăm în calendar acest lucru? Eu zic doar că ar trebui să ne gândim mai bine, Alexa. La ce?
nu avem foarte multe păreri diferite. Dar până la urmă e normal să le avem. Wow, domnule comisar! Ce-i cu această schimbare de atitudine în această seară? Hai să nu stăm aici. Nu vreau să fim din nou victima unor atacuri. Mie nu mi-e frică de nimic, Sergiu. M-am gândit mai bine și chiar îmi pare rău dacă am reacționat greșit adineori. Și mie îmi pare rău, Sergiu. Hai să nu amestecăm viața noastră privată cu meseriile noastre. La fel i-ai zis și lui Isaac. Te iubesc, Alexa, și nu vreau să te pierd din cauza unei prostii. Ține minte asta. Ai început primul. Tu te-ai crizat pentru că sunt avocatul fratelui tău. Te uită ce-mi văd ochii. Dar ce mă bucur pentru voi, se vede că ați depășit momentele dramatice. Da, așa e, mamă. Se știe ceva despre cel care a tras? Nimic, pentru că a fugit. Mâine ne vom uita pe camerele de supraveghere din oraș. Mă voi uita, ai vrut să-mi spui? Vreau să mă uit și eu, Sergiu. Poate recunosc pe cineva. Nu mi se pare că... Bine fie, doamnă avocat. O să ne uităm amândoi. Foarte bine, Alexa. Sper că nu vei pleca de la noi. Nu, doamna Condorache. Nu plec nicăieri. Nu este indicat să fii singură. Vezi tu, viața alături de un polițist e întotdeauna palpitantă. Știam că mă dormi. De unde? Te cunosc deja. Uite, ți-am adus un pahar cu lapte. Nici eu nu pot dormi. Îmi este frică, Sergiu. Întâi moartea Victoriei. Iar acum aceste împușcături. Încearcă doar să nu te mai gândești la astea. Toate vor trece. Și împreună să trecem peste bune și peste rele. Vom afla adevărul și vom putea zâmbi din nou. Bine, și până atunci? Până atunci voi sta alături de tine. Dar te rog, nu mai fi așa de căpoasă. Eu încerc, Sergiu. Dar nici nu ar trebui să fie atât de dur. Fii mai echilibrat, te rog. Totuși, este vorba despre fratele tău. Te-ai gândit dacă poate e nevinovat? Eu doar mă gândesc la toate posibilitățile, Alexa. E adevărat că uneori mă ia gura pe dinainte. Dar ce să fac, așa sunt eu.
De ce ai murit, Victoria? Ce am făcut? Laura, eu te iubesc. Dacă voi ieși de aici, sper să mă poți ierta, Laura. Ce ai făcut una ca asta, Răzvan? Unde e iubirea despre care mi-ai povestit? Eu tot te iubesc. Noi nu vom putea fi niciodată împreună. Ce o să mă fac eu fără tine, Răzvan? Te înțeleg perfect, fata mea, dar îți va trece. Să știi că el nu este pentru tine, este un băiat rău. Dar, mama, eu îl iubesc. Ce să mă fac? Viața îți va rezerva multe surprize pe viitor, Laura. Pentru că ești o fată bună, Laura. Știu, mamă, dar mi-e greu. Te mai frământe și altceva, fata mea? Mă gândesc la banii primiți de la domnul Orleanu. Este o sumă enormă. Cum îi vom putea da înapoi? Știi bine că operația a ieșit. Știi bine că lucrez. O să-i dăm cumva banii înapoi domnului Orleanu.